Bună ziua, vă rog să luați loc în bănci. Doamnelor și domnilor deputați și senatori, declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului și vă anunț că din totalul de 466 de deputați și senatori și-au înregistrat prezența 335. Proiectul ordinii de zi, și proiectul programului de lucru pentru ședința comună, stabilite de birourile permanente ale celor două camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite. Întreb dacă sunt obiecții la ordinea de zi. Dacă nu sunt, supun votului ordinea de zi pentru ședința comună de astăzi. Să înceapă votul. Dintr-un total de 263, pentru sunt 242, contra 2, abținere 4, nu votez 15. Ordinea de zi a fost aprobată. Dacă în legătură cu programul de lucru sunt obiecții, dacă nu sunt, vă supun votului programul de lucru, să înceapă votul. Pentru 303, contra 1, abținere 2, nu votez 5. Programul de lucru a fost aprobat. Doamnelor și domnilor deputați și senatori, având în vedere că la următoarele două puncte ale ordinii de zi avem numiri în funcție, ambele prin vot secret cu bile pentru operativitate, vă propun să dezbatem aceste puncte, după care vom trece la exprimarea concomitentă a voturilor. Dacă sunt obiecții la propunerea pe care v-am făcut-o, dacă nu sunt, supun votului această propunere, să înceapă votul. Prezenți 332, pentru 325, contra 3, abțineri 1, nu votez 3.
Propunerea a fost aprobată. Trecem la dezbaterea primului punct al ordinii de zi, desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune. Avizul comun al Comisiilor pentru Cultură ale celor două camere ale Parlamentului a fost distribuit și afișat pe paginile de internet ale celor două camere. Vă reamintesc dispozițiile articolului 19 și articolului 22 din legea numărul 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, și anume, membrii Consiliului de Administrație ai SRTV sunt desemnați în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. Lista candidaților, titulari și supleanți propuși potrivit legii se prezintă de Comisiile pentru Cultură ale Camerei Deputaților și Senatului după audieri și se supune în întregime votului secret cu bile. După numire, membrii Consiliului de Administrație al SRTV depun în fața Parlamentului jurământul prevăzut de lege. În continuare, dau cuvântul reprezentantului Comisiilor pentru Cultură ale celor două camere, vă rog, pentru a prezenta avizul comun al Comisiilor pentru Cultură. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Potrivit prevederilor legii numărul 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române Radiodifuziune și Societății Române Televiziune Republicată, Comisia pentru Cultură și Media Senatului și Comisia pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare Masă a Camerei Deputaților s-au întrunit în ședință comună data de 15 noiembrie 2021 în vederea audierii candidaților desemnați de cei în drept pentru a face parte din noul Consiliu de Administrație a Societății Române de Televiziune. Ședința comună s-a desfășurat atât în format fizic, cât și online. Ca urmare a votului exprimat, cele două comisii au vizat favorabil candidaturile persoanelor audiate și, conform prevederilor art. 19, alineat 5 din legea numărul 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Republicată, propun plenului Parlamentului României spre aprobare lista de candidați pentru Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune în următoarea componență. Titulari: Georgica Severin, Lucian Ghimiș, Elena Anca Dindirică, Radu Carp, Mihai Firică, Valentin Andrei Enescu, Dorotea Ionescu, Noghi Debrețenii Hainalca, Cristel Țopescu, Dan Cristian Turturică, Dineș Ditlinde, Gabriela Luminița Iordănescu și Borislav Velimirovici. Supleanți: Radu Alexandru Vințeanu, Sergiu Bogdan Zereș, Gheorghe Croitoru, Alexandru Gabriel Gherghescu, Pericle Iulian Capsali, Anderco Alistimea, Bogdan Alexandru Cuza, Emanuel Sorin Torică, Florin Bogdan Onea Pascal și Gheorghe Ivanovski. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule senator. Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Asta înseamnă că dezbaterile s-au încheiat. Doamnelor și domnilor deputați și senatori, vă reamintesc că în conformitate cu prevederile articolului 19 din legea numărul 41/1994, după depunerea jurământului în fața Parlamentului de către membrii titulari și supleanți, numiți în Consiliul de Administrație al SRTV, membrii titulari se vor retrage pentru a recomanda Comisiilor pentru Cultură candidatul la funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SRTV. Trecem la dezbaterea punctului 2 al ordinii de zi, și anume desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. De asemenea, avem un aviz comun al Comisiilor pentru Cultură ale celor două camere
ale Parlamentului. Avizul comun a fost distribuit și afișat pe paginile de internet ale celor două camere. Vă reamintesc dispozițiile articolului 19 și articolului 22 din legea numărul 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Membrii, și anume, membrii Consiliului de Administrație ai SRR sunt desemnați în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. Lista candidaților titulari și supleanți propuși potrivit legii se prezintă de Comisiile pentru Cultură ale Camerei Deputaților și Senatului după audieri și se supune în întregime votului secret cu bile. După numire, membrii Consiliului de Administrație al SRR depun în fața Parlamentului jurământul prevăzut de lege. În continuare dau cuvântul domnului deputat Bulai din partea Comisiilor pentru Cultură ale celor două camere pentru a prezenta avizul comun. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aviz comun privind desemnarea candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Au fost nominalizați următorii candidați din partea grupurilor parlamentare PSD: Ruxandra Ileana Săraru, Radu Bogdan Herjeu și Răzvan Ioan Dincă, titular, și respectiv Mircea Pospai, supleant. Din partea grupurilor parlamentare PNL: Radu Alexandru Feldman și Alexandra Bogdan, titulari, și respectiv Mihai Moga și Ioan Victor Cernea, supleanți. Din partea grupurilor parlamentare ale USR: Liviu Cătălin Popescu, titular, și Gabriel George Basarabescu, supleant. Din partea grupurilor parlamentare ale AUR: Florin Faur, titular, și Fabian Cristian Radu, supleant. Din partea grupurilor parlamentare ale UDMR: Bodoci Ana Maria și Zahoranski Brigita Eva, supleant. Din partea președintelui României: Dragoș Gabriel Pătlăgeanu, titular, și doamna Camelia Tatiana Ilie, supleant. Din partea Guvernului României: Maria Țoghină, titular, fără propunere pentru supleant. Din partea personalului angajat al SRR: Oana Adina Rusu și Marius Dorian Tănase, titulari, și respectiv Răzvan Dumitrescu și Alin Pop, supleanți. Din partea grupului parlamentar al minorităților naționale: Milan Miroslav Maniura, titular, și Roxana Georgeta Gheorghe Amzer, supleant. Ca urmare a votului exprimat, cele două comisii au avizat favorabil candidaturile persoanelor audiate și, conform prevederilor articolului 19, aliniatul 5 din legea 41/1994, privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Republicată, propun plenului Parlamentului României spre aprobare lista de candidați pentru Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule deputat. Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare, nu sunt. Am încheiat dezbaterile și la acest punct. Doamnelor și domnilor deputați și senatori, vă reamintesc că în conformitate cu prevederile articolului 19 din legea numărul 41/1994, după depunerea jurământului în fața Parlamentului de către membrii titulari și supleanți numiți în Consiliul de Administrație al SRR, membrii titulari se vor retrage pentru a recomanda Comisiilor Reunite pentru Cultură candidatul la funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SRR. Doamnelor și domnilor deputați și senatori, am finalizat dezbaterile. Așa cum am hotărât, urmează exercitarea în același timp a celor două voturi. Vă reamintesc dispozițiile regulamentare referitoare la votul secret cu bile. Fiecare deputat și senator primește de la chestori câte două bile, una albă și una neagră. Bila albă introdusă în una albă și bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru numire. Bila neagră introdusă în urna albă și bila albă introdusă în urna neagră înseamnă vot contra numirii.
Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă abținere. Stimați colegi, conform modalității de vot stabilite anterior, aveți în față două rânduri de urne albe și negre, marcate corespunzător. Fiecare deputat și senator va primi câte două bile albe și două bile negre pentru votul asupra listelor, cuprinzând membrii titulari și supleanți ai Consiliului de Administrație al SRTV și SRR. Urmează să începem votul. Invit cei doi chestori ai Senatului să ocupe locurile destinate pentru înmânarea bilelor. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului senator Dan Ivan, secretar al Senatului, pentru citirea listei senatorilor. Vă rog. Bună seara, dragi colegi. Începem cu lista senatorilor membri ai Guvernului. Domnul Câțu Florin Vasile. Nu este. Domnul Ciucă Nicolae Ionel. Nu este. Domnul Câmpeanu Sorin Mihai. Nu este. Domnul Ceche Otilo Zoltan. Prezent. Domnul Oros Nechita Adrian. Nu este. Domnul Tanțoș Barna. Nu este. Începem acum lista restului senatorilor în ordine alfabetică. Achiței Vasile Cristian. Nu este. A Elenei Evdochia. Prezent. Anastase Roberta Alma. Prezentă. Anisie Monica Cristina. Prezentă. Antal Ișvan Lorand. Domnul Antal Ișvan Lorand, prezent. Azamfirei Leonard. Azamfirei Leonard. Nu este. Ba, prezent. Cer scuze. Badea Viorel Richard. Prezent. Banu Claudia Mihaela. Doamna senator Ba. Prezentă. Domnul senator Berea Cristinel Gabriel. Prezent. Domnul senator Bica Dănuț, prezent. Domnul senator Băca Iulian Mihail, prezent. Doamna senator Boancă Rodica, prezentă. Domnul senator Bodea Marius, prezent. Domnul senator Bodog Florian. Domnul senator Bodog, prezent. Domnul senator Bordei Cristian, prezent. Domnul senator Borceanu Septimiu Sebastian. Domnul senator Borceanu. Nu este. Doamna senator Breahnă Pravă Ționela, prezent. Domnul senator Bum Sorin. Prezent. Domnul senator Busuioc Andrei, prezent. Cadariu Constantin, prezent. Carp Gheorghe, prezent. Cazanciuc Robert Marius, prezent. Cătană Gheorghe Adrian, prezent. Cernic Sebastian, prezent. Chirteș Ioan Cristian, lipsește.
Domnul Chirteș, prezent. Cioromelea Valentin, prezent. Cionoiu Nicușor, prezent. Domnul Ciucă, prezent. Domnul senator Câmpeanu Sorin, nu este. Domnul senator Câțu, nu. Corlățean Titus, prezent. Cosma Dorinel, prezent. Coste Adrian, prezent. Doamna Crețu Gabriela, prezentă. Domnul Cristescu Ionel Dănuț, prezent. Cristina Ioan, domnul senator Cristina Ioan, nu este. Ceasar Caro Izolt, prezent. Cechi Autila Zoltan, prezent. Cuc Alexandru Răzvan, prezent. Darău Ambrozie Irinău, prezent. Dăneasă Mircea, prezent. Deneș Ioan, domnul Deneș, prezent. Silvia Dinică, prezent. Dâncu Vasile, prezent. Dogariu Eugen, prezent. Dragu Anca Dana, prezent. Dunca Marius Alexandru, prezent. Feier Laszlo Odon, prezent. Fenechiu Cătălin Daniel, domnul Fenechiu, prezent. Firea Gabriela, prezent. Firu Stella, doamna Firu Stella, prezent. Florian Ovidiu Iosif, domnul Florian Ovidiu Iosif, nu este. Doamna Fulgeanu Moager Laura, prezentă. Domnul Genoiu Mihail, prezent. Doamna Georgescu Laura, prezentă. Domnul Ghica Cristian, prezent. Doamna Gorghiu Alina, prezentă. Domnul senator Guran Virgil, prezent. Domnul senator Hangan Andrei, prezent. Hatos Adrian, prezent. Domnul Humelnicu Marius, prezent. Doamna Ioana Luca Gabriela, doamna Ioana Raluca Gabriela, prezentă. Iordache Ion, prezent. Doamna Iovanovici Șoșoacă Diana, da? Prezentă. Ivan Dan, prezent. Doamna Covaci Irina Elisabeta, prezentă. Domnul Lavric Sorin, prezent. Domnul senator Laszlo Attila, prezent. Domnul senator Mateescu, prezent. Domnul senator Matei Constantin Bogdan, prezent. Domnul Mătieș Călin Gheorghe, prezent. Domnul senator Mazilu Liviu Lucian, prezent. Mihai Alfred Laurențiu Antonio, prezent. Mihail Radu Mihai, absent. Mircescu Ion Narcis, prezent. Mirea Siminica, prezentă. Mândruță Gheorghiță, prezent. Domnul Măcioalcă Ion, prezent. Doamna Muntean Lucica Dina, doamna Muntean Lucica Dina, prezentă.
Mureșan Claudiu Marinel, prezent. Domnul Mutu Gabriel. Domnul Mutu Gabriel? Nu este. Domnul Nazare Alexandru, prezent. Neagu Ionuț, prezent. Neagu Nicolae, prezent. Negoe Eugen Remus, prezent. Niculescu Țăgăraș Cristian, prezent. Domnul Novak Ceaba Zoltan, prezent. Domnul Oprea Ștefan Radu, prezent. Oprinoiu Aurel. Cine? Mutu, da. Domnul Mutu Gabriel e prezent. Oprinoiu Aurel, prezent. Oros Nechita Adrian. Domnul senator Oros. Nu este. Pandea Ciprian. Domnul senator Pandea. Da, prezent. Domnul Oros. Nu este. Domnul Pandea Ciprian. Prezent. Doamna Pauliuc Nicoleta. Prezentă. Domnul Pălărie Ștefan. Prezent. Domnul Petcu Toma Florin. Petcu Toma Florin. Prezent. Pistru Eusebiu Manea. Prezent. Pârvulescu Eugen. Prezent. Popa Maricel. Prezent. Popescu Ion Dragoș. Prezent. Postica Andrei. Prezent. Potecă Vasilică. Domnul Potecă Vasilică. Prezent. Poteraș Cosmin Marian. Prezent. Prioteasa Ion. Prezent. Pufu Vlad Mircea. Domnul Pufu? Nu este domnul Pufu. Puiu Ovidiu. Domnul Puiu Ovidiu? Prezent. Purcărin Bianca Mihaela. Prezentă. Răducanu Sebastian. Prezent. Domnul Pufu. Resmeriță Cornel Cristian, prezent. Romașcanu Lucian, prezent. Rotaru Ion, prezent. Rujan Ion Cristinel, prezent. Zbârnea Liliana, prezentă. Scarlat George, prezent. Scântei Laura Iuliana, prezentă. Spătaru Elena Simona, prezentă. Stan Ion, prezent. Stănescu Paul, prezent. Stocheci Cristina Mariana, prezentă. Străinu Cercel Adrian, prezent. Stroie Felix, prezent. Tanțoș Barna, nu este. Târziu Claudiu Richard, prezent. Tâlvăr Angel, prezent. Toanchină Marius Gheorghe, prezent. Trifan Raul Adrian, prezent. Trufin Lucian, prezent. Turoș Lorand, prezent. Țapu Nazare Eugen, prezent. Vela Ion Marcel, prezent. Veștea Mihail, prezent. Viașu Cosmin Cristian, absent. Vicol Costel, prezent. Vlad Sergiu Cosmin, prezent. Vlașin Sorin, prezent. Voiculescu Liviu Dumitru, prezent. Zamfir Daniel Cătălin, prezent. Zob Alexandru Robert, prezent.
Reau apelul pentru cei care nu au fost prezenți prima dată. Chiței Vasile Cristian, absent. Băurceanu Septimiu Sebastian, absent. Câmpeanu Sorin Mihai, Câțu Florin Vasile, Cristina Ioan, Florian Ovidiu Iosif, Oros Nechita Adrian, domnul Tanțăș Barna. Să-mi dați și mie. Să-mi dați și mie. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule senator. Invit doi chestori de la Camera Deputaților să ocupe locurile destinate pentru înmânarea bilelor. Doi chestori de la Camera Deputaților, vă rog. George Tuță. Începem. A Catrinei Dorel Gheorghe. A Catrinei, prezent. A Chimașca Dariu, prezent. A Domnicăi Mirela, prezent. A Elenei Dănuț. A Elenei, prezent. Albișteanu Mihail, prezent. Albotă Emil, prezent. Alda Adrian, prezent. Alexandru Victoria, prezent. Alexe Florin, era pe aici. Ahmed Varol. Ahmed Varol. Absent. Andrei Alexandru Ioan, prezent. Gabriel Andronache, prezent. Antonio Andrușciac, prezent. Apioc Norbert, absent. Apostol Alin Gabriel, prezent. Benoni Ardelean, prezent. Atanasiu Onuț Valeriu. Atanasiu, absent. Avrămescu Gabriel Ioan, prezent. Axinia Adrian George, prezent. Badia Iulian Alexandru, prezent. Badia Mihai Alexandru, prezent. Prezent. Badiu Georgel, este. Badiu Georgel, revin la el. Balabasciu Călin Constantin, prezent. Bălan Ioan, prezent. Balint Liviu Ioan, prezent. Banias Mircea, prezent. Barbu Costel, absent. Barbu Florin Ionuț, prezent. Barcar Rodica Luminița, absent. Barna Ilie Dan, prezent. Băcanu Cristian Tudor, absent. Bălășoiu Aurel, prezent. Băltărețu Viorel, prezent. Eugen Bejinariu, prezent. Ben de Șandor, prezent. Benedict Zacarie, absent. Benga Tudor, prezent. Berescu Monica, absent.
Biro Rosalia, prezent. Bâlcea Ovidiu Sergiu, prezent. Bârcă Constantin, prezent. Blaga Daniel Codruț, Blaga Daniel Codruț, absent. Bode Lucian, prezent. Bola Bogdan Alexandru, Bola, absent. Bota Călin Ioan, prezent. Botez Mihai Cătălin, Botez, prezent. Bucura Simona Oprescu, prezent. Budăi Marius Constantin, prezent. Buican Cristian, prezent. Buicu Corneliu Florin, prezent. Bulai Ioan Iulian, prezent. Bulai Ioana, prezent. Burciu Cristina, Cristina Burciu, absent. Burduja Sebastian, Burduja Sebastian, absent. Buzoianu Diana Anda, prezent. Calista Mara, prezent. Calotă Florică Ică, Calotă, absent. Cambera Oana Alexandra, prezent. Cazan Laurențiu Nicolae, prezent. Cătăniciu Steluța, absent. Cătăuță Ana Maria, prezent. Căuș Vasile Aurel, Chelaru Mircia, prezent. Cheznoiu Adrian, prezent. Chichirău Cozet Paula, prezent. Chira Claudiu Martin, prezent. Chirilă Alin, prezent. Ciofu Cătălina, prezent. Ciolacu Ion Marcel, prezent. Ciornei Radu Tudor, Ciornei, prezent. Ciubuc Ciprian, prezent. Câtea Vasile, Câtea Vasile, prezent. Coarnă Dumitru, prezent. Coleșa Ilie Alin, Coleșa Ilie Alin, prezent. Daniel Constantin, prezent. Cosma Adrian Felician, prezent. Cosmanciuc Mugurel, Cosmanciuc, prezent. Cristian Di Lucian, prezent. Cristescu Radu Mihai, prezent. Cristian Brian, prezent. Cristici Ognean, Cristici, absent. Crușovianu Marian, prezent. Cepe Vandreea, prezent. Cioma Boton, prezent. Cupșa Ioan, prezent. Damian Romulus Marius, prezent. Dancă Ionel, absent. Dămureanu Ringo, prezent. Dehelean Silviu, prezent. Dinu Cristina Elena, prezent. Dranca Andrei Iulian, prezent. Drulă Cătălin, prezent. Dumitrache Ileana Cristina, prezent. Dumitrescu Raluca Georgiana, prezent. Dumitru Florian Emil, prezent. Dunava Costel, prezent. Enachi Raisa, prezent. Farago Petru, prezent. Fădor Angelica, prezent. Făgărășan Valentin Ilie, prezent. Fălcoi Nicu, prezent. Fechet Mircea, Fechet Mircea, absent. Feodor Silviu, Feodor Silviu,
Absent. Feodorov Lucian. Prezent. Fifor Mihai. Prezent. Firțac Iulius Marian. Prezent. Florea Daniel. Prezent. Florea Oana. Prezent. Floroiu Ionel. Prezent. Flucuș Dumitru. Prezent. Focșa Dumitru. Prezent. Folescu Cornel. Prezent. Furtună Mirela. Prezent. Gal Caroi. Prezent. Ganț Ovidiu Victor. Absent. Gavrilă Ana Maria. Prezent. Gavrilescu Grațiela Leocadia. Absent. Georgescu Nicolae. Prezent. Gheba Daniel Sorin. Prezent. Gheorghe Andrei Daniel. Prezent. Gheorghiu Bogdan. Prezent. Gera Slobodan. Prezent. Ghiță Daniel. Prezent. Giugia Nicolae. Giugia Nicolae. Absent. Giurgiu Adrian. Prezent. Gâdei Laurențiu. Prezent. Gliga Dumitrița. Prezent. Goleac Nicoleta. Prezent. Grecu Ion Cătălin. Prezent. Sorin Mihai Grindianu. Prezent. Grosaru Andy Gabriel. Prezent. Gudu Michael. Prezent. Haidu Gabor. Prezent. Halici Nicușor. Sorin Câmpianu. Prezent. Halici Nicușor. Prezent. Hangan Poliana Hanelore. Prezent. Havărneanu Filip. Prezent. Hărătău Elena. Prezent. Holban Georgeta Carmen. Prezent. Horga Maria Gabriela. Prezent. Hurduzeu Silviu. Prezent. Huțu Alexandra. Prezent. Huțucă Bogdan. Prezent. Iancu Marius Ionel. Prezent. Ibram Iusein. Prezent. Ichim Cristian Paul. Prezent. Ilie Victor. Ilie Victor. Prezent. Ilișanu Claudiu. Prezent. Intotero Natalia. Prezent. Ion Stelian Cristian. Prezent. Ionescu George. Ionescu George. Absent. Ivan Bogdan Gruia. Prezent. Ivănuță Cristian Daniel. Prezent. Kelemen Otilo. Prezent. Kelemen Hunor. Prezent. A votat. Kiș Ianoș. Prezent. Cociș Cristi Alexandru. Prezent. Colciar Caroi. Prezent. Concei Ceaba. Prezent. Culciar Iosef. Prezent. Ladani Laszlo. Prezent. Lasca Mihai. Prezent. Lazar Ion Marian. Prezent. Lazar Teodor. Prezent. Leoreanu Laurențiu. Prezent. Longher Gervazen. Longher Gervazen. Absent. Lorinț Ștefan Iulian. Prezent. Lungoci Dumitru Lucian. Prezent. Lungu Romeo Daniel. Prezent. Lupu Andrei Răzvan. Lupu, erai aici. Prezent. Macovei Silviu. Prezent. Maghiar Laurent Balint. Prezent. Mania Cătălin Zamfir. Prezent. Mang Ioan. Mang Ioan. Prezent. Manta Claudiu. Prezent. Marșalic Iaro. Marșalic Iaro. Absent. Mărculescu Dumitru. Prezent. Mărgărit Mitică Marius. Prezent. Mercad Miroslav. No, Natalia, ai scăpat-o.
Merca Miroslav, prezent. Miftode Marius, prezent. Mihalcea Remus Gabriel, prezent. Mihălcescu Carmen Ileana, prezent. Miclos Zoltan, prezent. Mina Marian, prezent. Mircea Florin, prezent. Miruță Radu Dinel, prezent. Mitrea Dumitrina, prezent. Miuțescu Gheorghe Adrian, Miuțescu, prezent. Moisin Radu, prezent. Moldovan Sorin, prezent. Molnar Ervin, prezent. Molnar Radu Iulian, prezent, mai speriat. Morar Olivia Diana, prezent. Moșteanu Liviu Ionuț, prezent. Muncaciu Sorin Titus, Muncaciu, prezent. Munteanu Remus, prezent. Murariu Oana, prezent. Murariu Iulian Alexandru, prezent. Mușoiu Ștefan, prezent. Nacov Gheorghe, Nacov absent. Nog Sobolț, prezent. Nog Vasile, Nog Vasile, nem. Nasar Rodica, absent. Năcuță Sorin, prezent. Năsui Claudiu, prezent. Neaga Florian Claudiu, prezent. Neagu Denisa Elena, prezent. Neață Eugen, prezent. Nechita Aurel, prezent. Niță Nicu, prezent. Olar Corneliu, absent. Orban Ludovic, prezent. Ostaficiuc Marius Eugen, prezent. Oteșanu Daniela, prezent. Osmen Oana Marciana, prezent. Paladi George, prezent. Pambucean Varujan, absent. Panait Radu, Panait Radu, absent. Paraschiv Rodica, prezent. Pavelescu Nicolae, prezent. Păunescu Silviu, prezent. Pecingină Gheorghe, Pecingină, absent. Petrețchi Nicolae Miroslav, prezent. Peța Eliza Ștefănescu, prezent. Piper Savu Florin, prezent. Pirtea Marilen, prezent. Plăiașu Gabriel, Plăiașu Gabriel, absent. Polac Tudor, prezent. Polițianu Mihai, prezent. Pop Darius, prezent. Pop Rareș, prezent. Popa Alexandru, Popa Alexandru, prezent. Popa Radu Mihai, prezent. Popa Ștefan Ovidiu, prezent. Popescu Dan Cristian, Popescu Dan Cristian, absent. Popescu Pavel, Păvăluc, prezent. Popescu Virgil Daniel, prezent. Popescu Vlad, prezent. Popică Eduard Andrei, prezent. Predescu Ana Loredana, prezent. Predoiu Marian Cătălin, Predoiu, absent. Presura Alexandra, prezent. Prișcă Răzvan, prezent. Prună Cristina Mădălina, prezent. Prunean Alin Costel, Prunean, absent. Pușcașul Lucian Florin, prezent. Rafila Alexandru, prezent. Rasaliu Marian, Rasaliu Marian. Rizia Cristina Camelia,
Prezent. Rodianu Bogdan, prezent. Roman Florin Claudiu, prezent. Roman Nicolae. Prezent. Roșca Mircea. Prezent. Rujan Dumitru, prezent. Rusu Daniel Gheorghe. Prezent. Salam Viorel, concediu medical. Sandu Viorica, prezent. Sas Loran Zoltan. Deplasare. Sărmaș Ioan Sabin. Sabin Sărmaș, prezent. Scripnic Lilian, prezent. Seidler Cristian Gabriel, prezent. Sereș Deneș. Sereș Deneș, prezent, nu mă aude. Sighiartău Robert Ionatan, prezent. Simeon George. Simeon George. Absent. Simonis Robert Alfred, prezent. Solomon Adrian, prezent. Stancu Ionel, prezent. Stancu Paul, prezent. Stativă Irinel, prezent. Stănescu Vetuța, prezent. Stângă George, prezent. Stoian Maria, prezent. Stoica Bogdan Alin. Stoica, absent. Stoica Ciprian Titi, păzitorul meu. Stoica Diana. Stoica Diana. Absent. Stoica Elena. Prezent. Stoica Ștefan Bucur. Stoica Ștefan Bucur. Absent. Stroie Ionuț. Prezent. Suciu Sebastian Ilie. Prezent. Suciu Vasile Daniel. Eumis Sabo Odon, prezent. Șandru Cosmin, prezent. Șerban Ciprian Constantin, prezent. Șerban Janina, prezent. Simon Gheorghe, prezent. Șișcu George, prezent. Șlincu Dan Constantin, prezent. Șoldan George, prezent. Șoptică Costel, prezent. Șovăială Constantin, Șovăială Constantin, absent. Gabi, Gabi, mai fă câte un semn de la-i voștri. Ștefan Ion, absent. Știrbu Gigel, prezent. Tănase Dan, prezent. Tănase Antonel, Tănase Antonel, absent. Tănăsescu Alina Elena, absent. Tătaru Nelu, prezent. Teniță Dragoș Cătălin, Teniță Dragoș Cătălin, Dumnezeu să ajute. Absent. Teodoroiu, prezent. Terente Eugen, prezent. Telman Cristin, prezent. Toader Bogdan Andrei, Toader Bogdan, absent. Tobă Francisc, prezent. Toda Daniel Liviu, prezent. Todosiu Beniamin, prezent. Toma Ilie, prezent. Toma Vasilică, prezent. Trăilă Cristina, prezent. Triv Bogdan, prezent. Tudorache Daniel, prezent. Tuhuț, prezent. Tulbure Simina Gianina Daniela, prezentă. Turcan Raluca, absentă. Tușa Adriana, prezent. Tuță George, prezent. Țachianu Marian, prezent. Țepeluș Laurențiu Cristinel, prezent. Țoioana, Țoioana, absent.
Țuțuianu Marius, prezent. Ungureanu Emanuel Dumitru, absent. Varga Glad Aurel, prezent. Vecerdi Cristina, Vecerdi Cristina, prezent. Wexler Silviu, prezent. Vicol Laura, prezent. Vâlceanu Dan, absent. Volosatâi Boris, prezent. Vulpescu Ioan, prezent. Weber Mihai, prezent. Viner Adrian, prezent. Zacarias Zoltan, prezent. Zetea Gabriel, prezent. Zisopol Dragoș, Dragoș Zisopol, absent. Că l-ai pus pe Zamfir. L-ai pus pe Zamfir? Care Zamfir? Zamfir de la voi, de la PSD. Deci el n-a votat. Cine minte? L-ai pus? I-a venit. L-a pus. Alexe Florin, absent. L-ai pus pe Zamfir? Care Zamfir? Dacă n-am fost... Care Zamfir? Ăla de la voi, care Zamfir, de la finanțe. Bă, tu nu te înveți odată că ăla-i senator? Ăla-i senator. E cineva? Stai că mai trebuie să votez eu. Mulțumesc, domnule secretar. Înainte de a continua, vă reamintesc că imediat vom începe ședința birourilor permanente reunite pentru numărarea voturilor. După aceea va fi depunerea jurământului pentru titulari, care se vor retrage într-o altă sală pentru a-și alege președinții și mai urmează un vot. Da? Așadar, în temeiul prevederilor articolului 44, aliniatul 4 din regulamentul activităților comune, invit pe membrii birourilor permanente ale celor două camere să se întrunească în sala de ședință a biroului permanent al Camerei Deputaților pentru verificarea și numărarea voturilor exprimate. Vom relua lucrările în plen după constatarea rezultatului votului și întocmirea procesului verbal. Vă mulțumesc!
Mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați și senatori, luăm lucrările. Invit pe domnul secretar Daniel Suciu pentru prezentarea proceselor verbale. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Proces verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la desemnarea membrilor titulari și a membrilor supleanți ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 44 aliniatul 4 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului Republicat, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret cu bile asupra listei candidaților propuși pentru a fi desemnați membri titulari și membri supleanți ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, au constatat următoarele. Numărul total al deputaților și senatorilor 466, numărul deputaților și senatorilor prezenți 404, număr total de voturi exprimate 394, număr total de voturi valabile exprimate 394, din care voturi pentru listă 380, voturi contra listei 14. Ca urmare a faptului că din totalul de 466 de deputați și senatori au fost prezenți 404, din care 380 au votat pentru lista prezentată, birourile permanente au constatat că este întrunită majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, după cum urmează: membrii titulari Săraru Ruxandra Ileana, Hergeu Radu Bogdan, Dincă Răzvan Ioan, Feldman Radu Alexandru, Bogdan Alexandra, Popescu Liviu Cătălin, Faur Sorin, Bodoțiana Maria, Pătlăgeanu Dragoș Gabriel, Țoghină Maria, Rusu Oana Adina, Tănase Marius Dorian și Maniura Milan Miroslav, membrii supleanți Pospai Mircea, Moga Mihai, Cernea Victor, Basarabescu Gabriel, Radu Fabian Cristian, Zahoranski Brigita Eva, Ilie Camelia Tatiana, Dumitrescu Răzvan, Popalin și Gheorghe Roxana Georgeta. Semnează membrii biroului permanent. Proces verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la desemnarea membrilor titulari și a membrilor supleanți ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune. Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 44 aliniatul 4 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului Republicat, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret cu bile asupra listei candidaților propuși pentru a fi desemnați membrii titulari și membrii supleanți ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, au constatat următoarele. Numărul deputaților și senatorilor numărul total al deputaților și senatorilor 466, numărul deputaților și senatorilor prezenți 404, numărul total de voturi exprimate 394, număr total de voturi exprimate 394, din care voturi pentru listă 380, voturi contra listei 14. Ca urmare a faptului că din totalul de 466 de deputați și senatori au fost prezenți 404, din care 380 au votat pentru lista prezentată, birourile permanente au constatat că este întrunită majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, după cum urmează. Membrii titulari Severin Georgică, Ghimi și Lucian, Dindirică Elena Anca, Carp Radu, Firică Mihai, Enescu Valentin, Ionescu Dorotea, Noc Debrețenii, Sopescu Cristel, Turturică Dan Cristian, Dines Ditlinde, Iordănescu Gabriela, Luminița, Velimirovici Borislav și membrii supleanți Vințianu Radu Alexandru, Zereș Sergiu Bogdan, Croitoru Gheorghe Gherghescu, Alexandru Gabriel, Capsali Pericle Iulian, Anderco Alis Timea, Cuza Bogdan Alexandru, Torică Emanuel Sorin, Onea Pascal Florin Bogdan și Ivanovski Gheorghi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule secretar! Doamnelor și domnilor deputați și senatori, Parlamentul României a hotărât numirea în funcții potrivit proceselor verbale prezentate. Urmează depunerea jurământului de către membrii titulari și supleanți ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune și ai
Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Stimați colegi, având în vedere că la punctele 3 și 4 ale ordinii de zi de astăzi avem numirea președintelui Consiliului de Administrație al SRTV, precum și numirea președintelui Consiliului de Administrație al SRR, iar potrivit legii, membrii titulari ai Consiliului de Administrație al SRTV și SRR trebuie să se întrunească pentru a depune propune candidații pentru aceste funcții. Vă propun să începem cu depunerea jurământului de către membrii titulari ai celor două consilii. Ulterior depunerii jurământului, membrii titulari se vor retrage pentru a face propunerile de președinți. Noi urmând să continuăm ședința noastră cu depunerea jurământului de către membrii supleanți ai celor două consilii. Dacă aveți obiecții la această propunere, dacă nu aveți, supun votului această propunere, să înceapă votul. ...209 prezenți, pentru 199, contra 4, abțineri 3, nu votez 3. Propunerea a fost aprobată. Urmează depunerea jurământului de către membrii titulari ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune. În acest scop îi voi invita pe rând la tribună, unde fiecare cu mâna pe Constituție și Biblie va rosti textul jurământului pe care îl va semna și depune la președintele de ședință. Începem cu domnul Severin Georgică. Vă rog. Eu, Severin Georgică, desemnat în calitatea de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin potrivit familiei și să păstrez secretul profesional. Jur pe onoarea mea și pe Constituție. Mulțumesc. Domnul Ghimiș Lucian. Bună seara! Eu, Ghimiș Lucian, desemnat în calitatea de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Vă mulțumesc! Următorul, doamna Dindirică, Elena Anca.
Eu, Dindirică Elena Anca, desemnată în calitate de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Vă reamintesc să puneți mâna pe Biblie și pe Constituție. Da? S-a terminat. Da. Acum, da. Are cuvântul domnul Carp Radu. Eu, Carp Bradu, desemnat în calitatea de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să mă îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin, potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Urmează domnul Firică Mihai. Jurământ. Eu, Firică Mihai, desemnat în calitate de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Domnul Enescu Valentin Andrei. Eu, Enescu Valentin Andrei, desemnat în calitate de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Doamna Dorotea Ionescu. Eu, Ionescu Dorotea, desemnată în calitate de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Urmează doamna Noghi Debreceni Hainalca.
Eu, Noi Debrețenii Hoinolco, desemnată în calitate de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Iștenenge mutșegeien. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Țopescu Cristel. Unde-i? Doamna, îmi cer scuze. Doamna. Eu, Țopescu Cristel, desemnată în calitatea de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să mă îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să mă ajute Dumnezeu. Health God. Vă mulțumesc. Urmează domnul Turturică Dan Cristian. Eu, Turturică Dan Cristian, desemnat în calitatea de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin, potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Urmează doamna Dines Dietlinde. Eu, Dines Dietlinde, desemnată în calitatea de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să mă îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Doamna Iordănescu, Gabriela Luminiță. Eu, Iordănescu, Gabriela Luminiță, desemnată în calitatea de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune. Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Și ultimul, domnul Velimirovici Borislav.
Eu, Velimirović Borislav, desemnat în calitate de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să mă îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Tacumi Bog pomogă. Vă mulțumesc. Trecem la depunerea jurământului de către membrii titulari ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. În acest scop îi voi invita pe rând la tribună, unde fiecare cu mâna pe Constituție și Biblie va rosti textul jurământului pe care îl va semna și depune la președintele de ședință. Începem cu doamna Săraru Ruxandra Ileana. Vă rog, doamnă. Eu, Săraru Ruxandra Ileana, desemnată în calitate de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Urmează domnul Herjeu Radu Bogdan. Vă rog. Eu, Herjeu Radu Bogdan, desemnat în calitatea de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Vă mulțumesc. Urmează domnul Dincă Răzvan Ion. Eu, Dincă Răzvan Ioan, desemnat în calitatea de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Urmează domnul Feldman Radu Alexandru. Eu, Feldman Radu Alexandru, desemnat în calitate de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune,
jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să mă îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Urmează doamna Bogdan Alexandra. Da, clar. Eu, Alexandra Bogdan, desemnată în calitate de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin, potrivit funcției, și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc, domnul Popescu Liviu Cătălin. Eu, Liviu Cătălin Popescu, desemnat în calitate de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc, domnul Faur Sorin. Eu, Faur Sorin, desemnat în calitatea de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin, potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc, doamna Bodoții Ana Maria. Eu, Bodoții Ana Maria, desemnată în calitate de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Urmează domnul Pătlăgeanu Dragoș Gabriel. Eu, Pătlăgeanu Dragoș Gabriel, desemnat în calitatea de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Doamna Țoghină Maria.
Eu, Țoghină Maria, desemnată în calitatea de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și interesele și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Doamna Rusu Oana Adina. Eu, Rusu Oana Adina, desemnată în calitatea de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Domnul Tănase Marius Dorian. Eu, Marius Dorian Tănase, desemnat în calitate de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Și ultimul, domnul Maniura Milan Miroslav. Eu, Maniura Milan Miroslav, desemnat în calitatea de membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să mă îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Stimați colegi, având în vedere prevederile legii 41 din 1994, conform cărora președintele Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune se numește de către Parlament în ședință comună dintre membrii titulari ai Consiliului la propunerea comisiilor permanente de specialitate, în urma examinării candidaților recomandați de către membrii titulari ai Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor de audier și de vot prevăzute la articolul 19 al legii numărul 41/1994, rog membrii titulari ai Consiliului de Administrație al SRTV și SRR, precum și membrii comisiilor de cultură ale celor două camere ale Parlamentului să se întrunească pentru a face cele două propuneri, în continuare respectând procedura descrisă anterior, urmează depunerea jurământului de către membrii supleanți ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune. Invit la tribună pe domnul Vințeanu Radu Alexandru. Eu, Vințeanu Radu Alexandru, desemnat în calitate de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune,
Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Domnul Zereș Sergiu Bogdan. Nu este. Următorul, domnul Croitoru Gheorghe. Eu, Croitoru Gheorghe, desemnat în calitate de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare și conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să îmi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Domnul Gherghescu Alexandru Gabriel. Nu este. Domnul Capsali Pericle Iulian. Doamna Anderco Alice Timea. Eu, Anderco Alice Timea, desemnată în calitate de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Domnul Cuza Bogdan Alexandru. Eu, Cuza Bogdan Alexandru, desemnat în calitatea de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Domnul Torică Emanuel Sorin. Eu, Torică Emanuel Sorin, desemnat în calitate de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Domnul Onia Pascal Florin Bogdan.
Eu, Onea Pascal Florin Bogdan, desemnat în calitatea de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Și ultimul, domnul Ivanovski Gheorghi. Eu, Ivanovski Gheorghi, desemnat în calitate de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să mă ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Urmează depunerea jurământului de către membrii supleanți ai Consiliului de Administrație al SRR. Invit la tribună pe domnul Pospai Mircea. Eu, Pospai Mircea, desemnat în calitatea de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc, domnul Moga Mihai. Nu este. Domnul Cernea Victor Ion. Eu, Cernea Victor Ioan, desemnat în calitate de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Domnul Basarabescu Gabriel George. Eu, Gabriel Basarabescu, desemnat în calitate de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc.
Urmează domnul Radu Fabian Cristian. Eu, Radu Fabian Cristian, desemnat în calitatea de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Urmează doamna Zahoranski, Brigita Eva. Eu, Zahoranski Brigita Eva, desemnat în calitatea de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Urmează doamna Ilie Camelia Tatiana. Eu, Ilie Camelia Tatiana, desemnată în calitatea de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să mă îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce îmi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Domnul Dumitrescu Răzvan. Eu, Dumitrescu Răzvan, desemnat în calitatea de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional, așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Domnul Pop Alin. Eu, Pop Alin, desemnat în calitatea de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Vă mulțumesc. Și doamna Gheorghe Roxana Georgeta. Eu, Gheorghe Roxana Georgeta, desemnată în calitatea de membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Această etapă a fost încheiată. Vă propun o pauză de câteva minute până vine raportul. Sper să vină cât mai repede din partea comisiilor reunite de cultură. Vă mulțumesc!
Doamnelor și domnilor deputați și senatori, reluăm lucrările, având în vedere că și la următoarele două puncte ale ordinii de zi avem numiri în funcție, ambele prin vot secret cu bile, pentru operativitate vă propun să dezbatem cele două puncte, după care să trecem la exprimarea concomitentă a voturilor. Dacă sunt obiecții la această procedură, nu sunt, supun votului această propunere, să înceapă votul. ...244 prezenți, 236 pentru, 3 contra, o abținere, 4 nu votează. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi, numirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune. Avem avizul comun al Comisiilor pentru Cultură ale celor două camere ale Parlamentului. Dau cuvântul domnului senator Badea. Mulțumesc. Din partea Comisiilor pentru Cultură, pentru raport. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Comisia pentru Cultură și Media a Senatului și Comisia pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare Masă a Camerei Deputaților s-au întrunit în ședință comună ziua de 15 noiembrie 2021 pentru audierea candidatului recomandat de către membrii Consiliului de Administrație a Societății Române de Radiodifuziune, de Televiziune, mă scuzați, în persoana domnului Dan Cristian Turturică. După audierea candidatului, membrii celor două comisii au avizat favorabil, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 4 abțineri, candidatura domnului Dan Cristian Turturică pentru ocuparea funcției de președinte al Consiliului de Administrație a Societății Române de Televiziune. În conformitate cu prevederile art. 19 aliniatul 7 din legea 41/94 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Republicată, comisiile permanente de specialitate supun votului plenului Parlamentului această candidatură. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dacă sunt comentarii, nu sunt. Am încheiat dezbaterile la acest punct. Urmează punctul 4, numirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. De asemenea, avem avizul comun al Comisiilor pentru Cultură. Dau cuvântul domnului deputat Bulai pentru prezentarea raportului. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aviz comun pentru desemnarea candidatului pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Comisia pentru Cultură și Media a Senatului și Comisia pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în Masă a Camerei Deputaților s-au întrunit în ședință comună în ziua de 15 noiembrie 2021 pentru audierea candidatului recomandat de către membrii Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune în persoana domnului Răzvan Ioan Dincă. După audierea candidatului, membrii celor două comisii au avizat favorabil cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, 14 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 0 abțineri, candidatura domnului Răzvan Ioan Dincă pentru ocuparea funcției de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. În conformitate cu prevederile articolului 19, aliniatul 7 din legea numărul 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Republicată, comisiile parlamentare de specialitate supun votului plenului Parlamentului această candidatură. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă sunt comentarii, nu sunt, am încheiat dezbaterile. Așa cum am hotărât, urmează exercitarea în același timp a celor două voturi. Vă reamintesc dispozițiile regulamentare referitoare la votul secret cu bile. Fiecare deputat și senator primește de la chestori câte două bile, una albă și una neagră. Bila albă introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru numire. Bila neagră introdusă în urna albă și bila albă introdusă în urna neagră înseamnă vot contra numirii. Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă abținere.
Stimați colegi, conform modalității de vot stabilite anterior, aveți în față două rânduri de urne albe și negre marcate corespunzător. Fiecare deputat și senator va primi câte două bile albe și două bile negre pentru votul asupra celor două nominalizări prezentate. Urmează să înceapă votul. Îi invit pe doi chestori ai Camerei Deputaților să ocupe locurile destinate în mânării bilelor. Vă rog, domnule secretar, să citiți lista deputaților. Okay. Domnul Știrbu, George. Da? A Catrinei Dorel Gheorghe. A Catrinei? Alexe Florin Alexandru, da? Îmi pare rău, dar nu putem așa pentru că ne încurcăm. Cer scuze. Achimașca Dariu Patrici. A Domnicăi Mirela Elena. A Elenei Dănuț. A Elenei Dănuț. Prezent, a Elenei, uite-l acolo. Albișteanu Mihail. Albișteanu Mihail. Și a Catrinei, uite-l aici, votează acum în fața ta. A Catrinei. Prezent, Alisa Catrinei. Alboto Emil Florin. Alda Adrian. Alexandru Victoria. Ahmet Varol. Uite la 5 Albișteanu, ce ai să fac? Te-am uitat. Andrei Alexandru Ioan. Andrei Alexandru Ioan. Absent. Andronache Gabriel. Andrusceac Antonio. Apioc Norbert. Doamna Gorghiu. Așteptați rândul, vă rugăm frumos. Apostol Alin Gabriel. Ardelean Benoni. Prezent. Atanasiu Onuț. Prezent. Avramescu Gabriel. Prezent. Axinia Adrian. Axinia Adrian. Absent. Badea Iulian Alexandru. Badea Iulian Alexandru. Absent. Badea Mihai Alexandru. Prezent. Badiu Georgel. Badiu Georgel. Absent. Deci domnul Badea Iulian Alexandru, da? Balabașiuc Călin Constantin. Prezent. Balan Ioan. Prezent. Balint Liviu Ioan. Prezent. Banias Mircea Marius. Prezent. Barbu Costel. Absent. Barbu Florin Ionuț. Prezent. Barcarii Rodica Luminița. Barcarii Rodica Luminița. Absent. Barna Ilie Dan. Prezent. Băcanu Cristian Tudor. Băcanu Cristian Tudor. Absent. Bălășoiu Aurel. Prezent. Băltărețu Viorel. Prezent. Bejinariu Eugen. Prezent. Bende Șandor. Prezent. Benedec Zacharie. Benedec Zacharie. Absent. Benga Tudor Vlad. Absent. Berescu Monica Elena. Absent. Biro Rosalia. Biro Rosalia. Absent. Bâlcea Ovidiu Sergiu. Prezent. Bârcă Constantin. Prezent. Blaga Daniel Codruț. Absent. Bode Lucian Nicolae. Bode Lucian. Absent.
Bola Bogdan Alexandru. Bola Bogdan Alexandru. Absent. Bota Călin. Prezent. Botez Mihai. Prezent. Bucura Oprescu Simona. Prezent. Budăi Marius. Budăi Marius. Absent. Buican Cristian. Prezent. Buicu Corneliu. Prezent. Bula Iulian. Prezent. Bula Ioana Gianina. Bula Ioana Gianina. Prezent. Burciu Cristina. Burciu Cristina. Absent. Burduja Sebastian. Burduja Sebastian. Absent. Buzoianu Diana. Prezent. Calista Mara. Prezent. Calotă Florică. Deci Calotă este? Absent. Cambera Oana. Prezent. Cazan Laurențiu. Prezent. Cătăniciu Steluța. Cătăniciu Steluța. Absent. Cătăuța Ana Maria. Prezent. Căuș Vasile. Prezent. Chelaru Mircea. Chelaru Mircea. Prezent. Chesnoiu Adrian. Prezent. Chichirău Cozet. Prezent. Chira Claudiu. Chira Claudiu. Prezent. Chirilă Virgil. Prezent. Ciofu Cătălina. Ciofu Cătălina. Absent. Ciolacu Ion. Absent. Ciornei Radu. Ciornei Radu. Absent. Ciornei e prezent. Zima. Ciubuc Ciprian. Prezent. Câtea Vasile. Câtea Vasile. Absent. Coarnă Dumitru. Prezent. Coleșa Ilie. Prezent. Constantin Daniel. Constantin Daniel. Absent. Cosma Adrian. Prezent. Cosmaciu Corneliu. Prezent. Cristea Andi Lucian. Prezent. Cristescu Radu. Cristescu Radu Mihai. Absent. Cristian Brian. Prezent. Cristi Ciocnean. Cristi Ciocnean. Absent. Crușoveanu Marian. Crușoveanu Marian. Absent. Cep Eva Andreea. Prezent. Cioma Botond. Prezent. Cupșa Ioan. Cupșa e prezent. Câte? Damian Romulus Marius. Prezent. Dancă Ionel. Absent. Dămureanu Ringo. Dămureanu Ringo. Absent. Dehelean Silviu. Prezent. Dinu Cristina Elena. Prezent. Dranca Andrei. Dranca Andrei. Absent. Drulă Cătălin. Absent. Dumitrache Ileana. Dumitrache Ileana. Prezent. Dumitrescu Raluca. Prezent. Dumitru Florian. Dumitru Florian. Prezent. Dunava Costel.
Prezent. Merca. Deci, Dunava Costel. Prezent. Enachi Raisa. Prezent. Farago Petru. Prezent. Fădor Angelica. Prezent. Făgărășan Valentin. Prezent. Fălcoi Nicu. Prezent. Fechet Mircea. Fechet Mircea. Absent. Feodor Silviu. Feodor Silviu. Absent. Feodorov Lucian. Prezent. Fifor Mihai. Prezent. Firceac Iulius. Firceac Iulius. Firțac. Da, absent. Florea Daniel. Prezent. Florea Oana. Prezent. Floroiu Ionel. Prezent. Flucuș Dumitru. Flucuș Dumitru. Absent. Focșa Dumitru. Focșa Dumitru. Prezent. Folescu Cornel. Prezent. Furtună Mirela. Prezent. Gal Caroli. Prezent. Ganț Ovidiu. Absent. Gavrila Ana Maria. Absent. Gavrilescu Grațiela. Gavrilescu Grațiela. Absent. Georgescu Nicolae. Prezent. Gheba Daniel. Prezent. Gheorghe Andrei. Gheorghe Andrei. Prezent. Gheorghiu Bogdan. Prezent. Ghera Giureci Slobodan. Prezent. Ghiță Daniel. Prezent. Giugea Nicolae. Giugea Nicolae. Absent. Giurgiu Adrian. Prezent. Gâdei Laurențiu Viorel. Prezent. Gliga Dumitrița. Gliga Dumitrița. Prezent. Goleac Nicoleta. Goleac Nicoleta. Prezent. Grecu Ion. Prezent. Grindeanu Sorin. Prezent. Grosaru Andi. Grosaru Andi e prezent. Gudu Micael. Prezent. Haidu Gabor. Haidu Gabor. Prezent. Halici Nicușor. Prezent. Hangan Poliana. Prezent. Hăvârneanu Filip. Prezent. Hărătău Elena. Hărătău. Prezent. Holban Georgeta. Prezent. Horga Maria. Horga Maria. Absent. Prezent. Este. Hurduzeu Florin Silviu. Prezent. Huțu Alexandra. Prezent. Huțucă Bogdan. Prezent. Iancu Marius. Ibram Hussein. Prezent. Ichim Cristian. Prezent. Ilie Victor. Prezent. Ilișanu Claudiu Augustin. Prezent. Intotero Natalia. Prezent. Ion Stelian. Prezent. Ionescu George. Ionescu George. Absent. Ivan Bogdan Gruia. Ivan Bogdan. Prezent. Ivănuță Cristian Daniel. Prezent. Kelemen Otila. Prezent. Kelemen Hunor. Absent. Kis Ianoș. Prezent. Cociș Criste Alexandru. Cociș Criste Alexandru. Absent. Colciar Caroli.
Prezent. Concei Ceaba. Prezent. Culcear Terza Iosef. Prezent. Ladani Laslo. Prezent. Lasca Mihai. Lasca Mihai. Absent. Lazar Ion Marian. Prezent. Lazar Teodor. Prezent. Leoreanu Laurențiu. Leoreanu Laurențiu. Prezent. Longer Gervazen. Longer Gervazen. Lorin Ștefan. Lorin Ștefan. Absent. Lungoci Dumitru. Prezent. Lungu Romeo. Prezent. Lupo Andrei. Prezent. Macovei Silviu. Prezent. Maghiar Laurent. Maghiar Laurent. Prezent. Manea Cătălin. Păi după aia Crușoveanu prezent, da? Ce-am pus? Deci Manea Cătălin. Prezent. Mang Ioan. Mang Ioan. Prezent. Manta Claudiu. Prezent. Marșalic Iaro Norbert. Marșalic Iaro Norbert. Absent. Mărculescu Dumitru. Prezent. Mărgărit Mitică Marius. Prezent. Merca Adrian. Absent. Nu, este aici. Miftode Marius. Prezent. Mihalcea Remus. Prezent. Mihălcescu Carmen. Prezent. Micloș Zoltan. Prezent. Mina Marian. Mina Marian. Absent. Mircea Florin. Prezent. Miruță Radu. Miruță Radu. Este prezent. Mitrea Dumitrina. Dumitrina. Mitrea prezent. Miuțescu Gheorghe Adrian. Miuțescu prezent. Moisin Radu. Prezent. Moldovan Sorin. Moldovan Sorin. Absent. Molnar Ervin. Molnar Ervin. Absent. Molnar Radu. Prezent. Morar Olivia. Prezent. Moșteanu Liviu. Prezent. Muncaciu Sorin. Prezent. Munteanu Remus. Prezent. Murariu Oana. Prezent. Muraru Iulian. Aici. Prezent. Mușoiu Ștefan. Prezent. Nacov Gheorghe. Nacov Gheorghe, absent. Nag Savoloș, prezent. Nag Vasile, absent. Nasaro Dica. Nasaro Dica, absent. Năcuță Sorin, prezent. Năsui Claudiu, absent. Neaga Florian, prezent. Neagu Denisa, prezent. Neață Eugen, prezent. Nechita Aurel, prezent. Niță Nicu. Niță Nicu, prezent. Olar Corneliu. Olar Corneliu, absent. Orban Ludovic, prezent. Ostaficiuc Marius, prezent. Oteșanu Daniela. Oteșanu prezent. Osmen Oana prezent.
Paladi George, prezent. Pambucean Varujan, absent. Panait Radu. Panait Radu, absent. Paraschiv Rodica, prezent. Pavelescu Nicolae, prezent. Păunescu Silviu Titus. Păunescu Silviu Titus, absent. Pecingină Gheorghe. Pecingină Gheorghe, absent. Petrețchi Nicolae. Petrețchi Nicolae, absent. Peța Ștefănescu Eliza. Peța Ștefănescu Eliza, absent. Prezent. Peța Ștefănescu, prezent. Piper Savu Florin, prezent. Pirtea Marilen Gabriel, prezent. Plăiașu Gabriel. Plăiașu, absent. Polac Tudor, prezent. Polițeanu Mihai, prezent. Prezent. Pop Darius, prezent. Rareș, Pop Rareș, prezent. Popa Alexandru. Popa Alexandru, absent. Popa Radu, prezent. Popa Ștefan, prezent. Popescu Dan. Popescu Dan, absent. Popescu Pavel, prezent. Popescu Virgil. Popescu Virgil, absent. Popescu Vlad, prezent. Popică Eduard, prezent. Predescu Ana. Predescu Ana, absent. Predoiu Marian Cătălin, absent. Presura Alexandra, prezent. Prișcă Răzvan Sorin, prezent. Prună Cristina Mădălina, absent. Prunean Alin, absent. Pușcașul Lucian, prezent. Rafila Alexandru. Rafila Alexandru, prezent. Rasaliu Marian Iulian. Rasaliu Marian Iulian, absent. Rizea Cristina. Rizea Cristina, prezent. Rodeanu Bogdan, prezent. Roman Florin, prezent. Roman Nicolae, prezent. Roșca Mircea, prezent. Rujan Dumitru. Rujan Dumitru, prezent. Rusu Daniel, prezent. Salan Viorel. Sandu Viorica, prezent. Sărmaș Ioan. Sărmaș Ioan, prezent. Scripnic Lilian. Scripnic Lilian, prezent. Zaidler Cristian, prezent. Sereș Deneș, prezent. Sighiartău Robert, prezent. Simion George, absent. Simonis Alfred. Simonis, prezent. Solomon Adrian, prezent. Stancu Ionel, prezent. Stancu Paul, prezent. Stativă Irinel, prezent. Stănescu Vetuța, prezent. Stângă George. Stângă George. Stoian Maria. Stoian Maria, prezent. Stoica Bogdan. Stoica Bogdan, absent. Stoica Ciprian. Stoica Diana. Stoica Diana,
Stoica Elena, prezent. Stoica Ștefan. Stoica Ștefan, absent. Stroie Ionuț, prezent. Suciu Sebastian. Suciu Sebastian, absent. Prezent. Daniel Suciu, prezent. Sabo Odon, prezent. Șandru Cosmin. Șandru Cosmin, prezent. Șerban Ciprian, prezent. Șerban Gianina, absent. Șerban Gianina, absent. Simon Gheorghe. Simon Gheorghe. Șișcu George, prezent. Șlincu Dan, prezent. Șoldan Gheorghe, prezent. Șoptică Costel, prezent. Șovăială Constantin. Șovăială Constantin, absent. Ștefan Ion. Ștefan Ion, absent. Știrbu Gigel. Era pe aici. Știrbu Gigel, a votat. Tănase Dan, prezent. Tănase Antonel. Tănase Antonel, absent. Tănăsescu Alina. Tănăsescu Alina, absent. Tătaru Nelu, prezent. Teniță Dragoș, prezent. Teodoroiu Simona, prezent. Terente Eugen, prezent. Telman Cristin, prezent. Toader Bogdan. Toader Bogdan, absent. Tobă Francisc. Tobă Francisc, prezent. Toda Daniel, prezent. Todosiu Beniamin, prezent. Toma Ilie, prezent. Toma Vasilică, prezent. Trăila Cristina, prezent. Trif Bogdan. Trif Bogdan, prezent. Tudorache Daniel, prezent. Tuhuț Radu, prezent. Tulbure Simina, prezent. Turcan Raluca, absent. Tușa Adriana Diana. Tușa Adriana Diana, absent. Tuță George, prezent. Sacheanu Marian, prezent. Țepeluș Laurențiu, prezent. Soiu Oana. Soiu Oana, Suțuianu Marius, prezent. Ungureanu Emanuel, absent. Varga Glad. Varga Glad, prezent. Vecer Di Cristina, prezent. Vexler Silviu, prezent. Vicol Ciorbă Laura, prezent. Vâlceanu Dan. Vâlceanu Dan, absent. Volsatâi Boris, prezent. Vulpescu Ioan, prezent. Liniuță, măi. Vulpescu Ioan, prezent. Weber Mihai, prezent. Viner Adrian. Viner Adrian, absent. Zacharia Zoltan, prezent. Uite-l acolo pe Zacharia. Prezent. Zetea Gabriel. Zetea Gabriel, prezent. Zisopol Dragoș, absent. O pun, măi, omule, absentă. Ești chestor? Când o să fii chestor, o să faci ordine. Hai. Vrei să-i mai citești o dată pe aia care n-or fost la prima strigare? Dar ce care e problema?
Vă mulțumesc. Invit doi chestori ai Senatului să ocupe locurile destinate pentru înmânarea bilelor. Vă mulțumesc, aveți cuvântul, domnule secretar. Vă rog. Bună seara din nou, dragi colegi. Începem apelul nominal cu lista senatorilor membri ai Guvernului. Câțu Florin Vasile. Absent. Ciucă Nicolae Ionel. Prezent. Câmpeanu Sorin Mihai. Câmpeanu Sorin Mihai. Absent. Cechi Atila Zoltan. Absent. Oros Nechita Adrian. Absent. Tanțoș Borna. Absent. Începem lista senatorilor. Achiței Vasile Cristian. Absent. A Elene Evdochia. Prezent. Anastase Robert Alma. Prezent. Anise Monica Cristina. Prezent. Antal Ișvan Lorand. Nu este. Azamfire Leonard. Prezent. Badea Viorel Richard. Prezent. Banu Claudia Mihaela. Doamna Banu. Prezentă. Berea Cristinel Gabriel. Prezent. Bica Dănuț. Prezent. Băca Iulian. Prezent. Boancă Rodica. Doamna Boancă Rodica. Absentă. Bodea Marius. Prezent. Bodoc Florian Dorel, prezent. Bordei Cristian, prezent. Bourceanu Septimiu Sebastian. Breahnă Pravăț Ionela, prezent. Bum Sorin Ioan, prezent. Busuioca Andrei, prezent. Cadariu Constantin Daniel, prezent. Carp Gheorghe. Carp, domnul Carp, prezent. Cazanciuc Robert Marius. Cătana Gheorghe Adrian, prezent. Cernic Sebastian, prezent. Chirteș Ioan Cristian, domnul Chirteș. Cionoiu Nicușor, prezent. Cioromelea Valentin Rică, prezent. Ciucă Nicolae Ionel, prezent, a votat. Câmpeanu Sorin, nu. Nu, Câțu, nu. Corlățean Titus, absent. Cosma Dorinel, prezent. Costea Adrian, prezent. Crețu Gabriela, prezentă. Cristescu Ionel Dănuț. Domnul Cristescu. Cristina Ioan. El. Ceasar Caru Izolt, prezent. Cechi Atila Zoltan, absent. Cuca Alexandru Răzvan. Dărău Ambrozi Irineu, prezent. Dăneasă Mircea, prezent. Deneș Ioan, prezent. Dinică Silvia Monica, prezentă. Dâncu Vasile. Dogariu Eugen, prezent. Drago Anca Dana, prezentă. Dunca Marius Alexandru, prezent. Fer Laszlo Odon, prezent. Fenechiu Cătălin Daniel. Lăsăm că l-am văzut aici. Firea Gabriela. Firu Stella. Acum l-am văzut de un minut. Păi vine, o să vină, mai. Firu Stella. Domnul Fenechiu a votat? Ok. Firu Stella. Nu. Florian Ovidiu Iosif. Nu. Fulgeanu Magher Laura. Genoiu Mihail, prezent. Georgescu Laura, prezentă.
Guran Virgil, prezent. Hangan Andrei, prezent. Hatos Adrian, Giga Cristian, prezent. Humelnicu Marius, prezent. Ioana Luca Gabriela, Iordache Ion, Iovanović Șoșoacă Diana, prezentă. Doamna Fira votează. Ivan Dan, prezent. Cova Cirina Elisabeta, prezentă. Lavric Sorin, prezent. Laszlo Otilo, prezent. Matescu Sorin Cristian, prezent. Matei Constantin Bogdan, prezent. Mătieș Călin Gheorghe, absent. Mazilu Liviu Lucian, prezent. Mihai Alfred Laurențiu Antonio, prezent. Mihai Radu Mihai, absent. Mircescu Ion Narcis, nu este. Mirea Siminica, prezentă. Mândruță Gheorghiță, prezent. Domnul Mocioalcă, prezent. Doamna Muntean Lucica Dina, prezentă. Mureșan Claudiu Marinel, prezent. Mutu Gabriel, prezent. Nazar Alexandru, Neagu Ionuț, prezent. Neagu Nicolae, prezent. Negoi Remus, prezent. Niculescu Țigărlaș Cristian, prezent. Novak Ceaba Zoltan, prezent. Oprea Ștefan Radu, Oprinoiu Aurel, prezent. Oroz Nechita Adrian, domnul Mătieș, haideți vreo. Mătieș. Domnul Mătieș, prezent. Pandea Ciprian, prezent. Doamna Pauliu Nicoleta, prezent. Pălărie Ștefan, prezent, că nu este prezent. Unde vezi, vă vedeți pe doamna Pauliu? Domnul Pălărie Ștefan, prezent. Pet cu Toma Florin, prezent. Pistru Iosef Umania, Pârvulescu Eugen, prezent. Popa Maricel, prezent. Popescu Ion Dragoș, prezent. Postica Andrei, prezent. Potecă Vasilică, prezent. Poteraș Cosmin, prezent. Prioteasa Ion, prezent. Pufu Vlad Mircea, prezent. Pui Ovidiu, prezent. Purcărin Bianca Mihaela, prezentă. Răducanu Sebastian, prezent. Răzmeriță Cornel Cristian, domnul Răzmeriță. Romașcanu Lucian, prezent. Rotaru Ion, Rotaru Ion. Rujan Ion Cristinel, prezent. Zbârnea Liliana, prezentă. Scarlat George, domnul Scarlat George, nu este. Scântei Laura Iuliana, prezentă. Spătaru Elena Simona, prezentă. Stănescu Paul, Stocheș Cristina Mariana, prezentă. Străinu Cercel Adrian, prezent. Stroie Felix, prezent. Tanțoș Barna, absent. Târziu Claudiu Richard, prezent. Tâlvăr Angel, domnul Tâlvăr Angel. Toanchină Marius Gheorghe. Trifan Raul Adrian, prezent. Trufin Lucian, prezent. Turoș Loran, prezent. Țapu Nazare Eugen, domnul Țapu, prezent. Vela Ioan Marcel, prezent. Veștea Mihail, prezent. Viașu Cosmin, absent. Vlașin Sorin, prezent.
Voiculescu Liviu Dumitru, Zamfir Daniel Cătălin. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc! În temeiul prevederilor articolului 44, aliniatul 4 din Regulamentul Activităților Comune, invit membrii birourilor permanente ale celor două camere să se întrunească la sala de ședință a biroului permanent a Camerei Deputaților pentru verificarea și numărarea voturilor exprimate. Vom relua lucrările de plen după constatarea votului și întocmirea procesului verbal.
Bun, stimați colegi, reluăm ședința de plen reunit. Invit pe domnul secretar al Camerei Deputaților să citească cele două procese verbale. Vă rog. Proces verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați senatori cu privire la numirea președintelui Consiliului de Administrație a Societății Române de Radiodifuziune. Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 44, alineatul 4 în regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret cu bile asupra propunerii de numire dintre membrii titulari a domnului Dincă Răzvan Ioan în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, au constatat următoarele. Din numărul total al deputaților și senatorilor de 466, au fost prezenți 350 deputați și senatori, voturi exprimate 344, voturi exprimate niciunul. Dintre voturile exprimate, 250 de voturi au fost pentru președintele propus, 94 împotrivă, contra, nicio abținere. Ca urmare a faptului amintit, domnul Dincă Răzvan Ioan este numit în funcție de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Cum? Pentru Societatea Română de Televiziune. Proces verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați senatori cu privire la numirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune. Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 44, alineatul 4, în regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret cu bile asupra propunerii de numire dintre membrii titulari a domnului Tuturică Dan Cristian în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, au constatat următoarele. Ca urmare a faptului că din totalul de 466 de deputați și senatori au fost prezenți 350, din care 249 au votat pentru, iar 89 au votat contra, birourile permanente au constatat că este întrunită majoritatea de voturi necesară pentru numirea domnului Turturică Dan Cristian în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Potrivit rezultatului votului, Parlamentul României a hotărât numirea domnului Dan Cristian Turturică în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune și numirea domnului Dincă Răzvan Ioan în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Felicitări și mult succes în activitate. Ordinea de zi a fost epuizată, declar închisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului. Vă mulțumesc! Aplauzele!